Salutare tuturor și un episod din seria noastră la Minecraft Parkour. Astăzi jucăm, ne vom juca de fapt pe un parkour de pe un server care îl vedeți acum și acolo în secțiunea de comentarii. Un parkour ușor pe 3 nivele. Și probabil îl vom termina chiar foarte rapid. Da. Astăzi și de acum înainte voi posta videourile regulate și le voi filma doar și doar cu OBS. Pentru că vedeți și voi cu OBS cum mi se mișcă acum. Cam așa se mișcă Minecraft multiplayer. Pe single player prinde 300 FPS-uri și pe Minecraft multiplayer la secțiunea de survival prinde tot exact ca survival-ul, adică ca și vanilla, prinde 300 FPS-uri. Este ceva super față de ce am avut eu înainte și de asta am și ales să-mi iau placa video. Mulți spuneau, bă, ia-ți procesor, ia-ți 5. Mai puneam ceva bani și îmi luam 5. Mai puneam 1 milion ceva de ori și îmi luam i5, da? Pentru că i7 e la OBS, dar eu am un quad core 2, parcă. Cred că am așa, parcă am și mi se mișcă foarte bine cu OBS-ul, vedeți. Nu totul depinde de procesor, depinde și de placă video. Eu am zis mai întâi să-mi iau placa video, ce? Pentru că vin jocurile. GTA 5 s-a lansat, într-o lume aș vrea să-mi iau. FIFA 15, într-o săptămână voi face. Jocul de-asta micuțe, pe care ați și auzit, probabil, ca City Skylanders. Este un joc care nu zicem că are o grafică, dar necesită, sunt multe chestii acolo, numai când trec atâtea mașini, când ai vreo 30.000 de oameni, să zicem, necesită ceva, necesită din placă video destul de mult și de asta. Plus celelalte jocuri, toate așa, toate, Battlefield și oricare, să zicem așa, Medal of Honor, pentru că să fim serioși, placa video e prima în fața procesorului. Mulți spun că cel mai bine e să filmez cu i5, cu OBS-ul, da? Să ai i5 ca să filmez. Eu nu am i5, cum am nici am un i2, da? Câte FPS-uri prind? Prind exact ca unul care are i5. Odează așa și componentele. Am avut noroc, pentru că calculatorul ăsta a fost bun de la început și ne-am schimbat decât până acum placa video, altceva ne-am schimbat. Ai, și mici chestii, DVD-ROM-uri și alte chestii, dar spun, este unul super bun. Plus placa video acum totul este ok. Bun, deci cam asta a fost antrenat și acest parkour făcut de RoGamer MC. 3 nivele, foarte ușoare, ne-am mai încurcat noi, dar asta e 4 minute. Da, pare rău că a fost așa de scurt, dar nu mai fac încă unul. E destul unul, pentru că poate celălalt e mai greu, ne curcăm. Deci rămâne în parkour și astăzi poate pun 2 videoclipuri. Bun, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, la revedere!